Ani grei în spatele gratiilor pentru tânăra mamă care și-a omorât bebelușul. Judecătorii Tribunalului Botoșani au finalizat dosarul deschis pe numele Gabrielei Boghian, iar tânăra a primit o pedeapsă de 16 ani de închisoare cu executare. Sentința nu este definitivă și poate fi atacată cu apel. Tânăra și-a ascuns sarcina pe toată perioada. Singura care a bănuit a fost gazda la care locuia. Femeia a alertat protecția copilului, iar reprezentanții autorităților au sesizat poliția. Oamenii legii au găsit trupul bebelușului într-un tub de colectare a apei din zona cimitirului Pacea. Tânăra este cea care le-a indicat polițiștilor locul în care și-a aruncat nou-născutul. Fata le-a spus procurorilor că a recurs la acest gest pentru că nu era pregătită să fie mamă.